la începutul meciului. Faultul lui Collinger. Faultul lui Collinger, care vede al doilea cartonaș galben cu 3 minute înainte de final. Lovește cu cotul, credându-se că era în alergare. Este o decizie luată la sugestia arbitrului asistent. Și o fază fixă făcută practic cadou celor de la Hermannstadt. Nu se vede foarte clar, e clar că era în alergare Collinger. Poate puțin cam dură această eliminare. Petrescu și Opruț, Opruț jucător de picior stâng. Să vedem dacă va încerca poarta. Și să vedem cât de bine a lucrat și Hermannstadt de fazele fixe. Nu prea a beneficiat, cel puțin nu din asemenea poziții periculoase astăzi. Opruț, e centrare, la bara a doua, respinge Malele până la paraschiv. Scoate pentru Petrescu, șutul blocat. Nu înțeleg de ce lasă Malele, mingea să treacă, incredibil. Este corner. Corner pentru Hermannstadt, care iată, deși s-a apărat mai tot meciul, termină în atac această partidă. Va centra Petrișor Petrescu. La prima bară, Bejan, gol! Hermannstadt! Bejan înscrie în minutul 95. Ce ferere pusă la ultima fază! Cu, nu-i așa, ce știe să facă mai bine tocmai CFR. Fază fixă, Bejan îi ia fața lui Boateng, iar Scufet nu mai are ce face. Nici măcar nu cred că mai are cum să reacționeze sau că mai are când să reacționeze CFR.